Matei, capitolul 4, începând cu versetul 1. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâine. Drept răspuns, Iisus i-a zis: este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe strașina templului și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. De asemenea, este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție, dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă, Satano, i-a răspuns Iisus, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Atunci diavolul a lăsat și deodată a venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. M-a sunat un prieten destul de recent și zice: auzi, vreau să te întreb ceva cinstit. Ai vreun contract cu biserica din Salzburg? La care i-am răspuns: da. Am un contract de slujire continuă și necondiționat. Pentru că eu sunt în slujba Domnului și prietenii pe care Dumnezeu mi-a dat aici, în orașul dumneavoastră, în acest petec de pământ unde se vorbește limba română, sunt oameni deosebiți. Dragilor, iată-ne în această seară din nou în jurul cuvântului sfânt al lui Dumnezeu. Mă gândeam cu foarte mare băgare de seamă cum așa ar trebui să ne gândim la cuvintele fratelui Marc. Și mi-am făcut o analiză serioasă vieții mele și consider că și dumneavoastră. Și mi-am dat seama că, de fapt, ideea doar trebuie continuată, că Dumnezeu ne-a vorbit extraordinar de mult și ar fi bine să rămânem aici. Spunea fratele Marc, își găsea o explicație de ce aceste cuvinte care vin se izbesc în multe situații de noi ca nuca de perete. Se respinge, iar vine, iar se respinge și parcă nu putem să asimilăm toate aceste lucruri. Și motivat de lucrul acesta, am citit acest cuvânt al lui Dumnezeu și aș vrea să mergem puțin mai departe în aceeași idee pe care fratele Marc a expus-o aici în fața noastră. Și mesajul din seara aceasta este tocmai acesta. Vă rog să vă adunați puterile și să nu intrați imediat în așa dilemă. Și anume, mesajul este tocmai acesta: virusul HIV în viața spirituală. Vreau să definim câțiva termeni pentru a înțelege ce poate face virusul HIV în viața spirituală și pentru toate acestea vreau să definim câțiva termeni. În primul rând, ce este acela virus? Este un microb care pătrunde în organism și dacă nu este înlăturat repede, poate să aducă boala. Așa ne răcim. Strănută un om asupra noastră și virusul de la el, virusul gripal, vine la noi și ne îmbolnăvim. Și începem și noi să tușim. Se transmite. E foarte important lucrul acesta. E transmisibil. Apoi vreau să mai definim încă un termen și anume digestie. Pentru că m-am gândit la un lucru stând în bancă și ascultându-l pe fratele Marc, de fapt, cea mai mare problemă și cea mai mare suferință a creștinismului, și este foarte mare, e indigestia spirituală. Ce este digestia, de fapt? Este un procedeu biologic ce îi revine pancreasului. Pancreasul reia toată mâncarea, preia mâncarea pe care noi o mâncăm și o distribuie prin procesul de digestie în tot corpul. Așa primim calciu, primim magneziu, fier, potasiu și toate celelalte lucruri de care avem nevoie din pancreas.
Ei, uitându-mă în jur la oamenii pe care îi cunosc la noi în țară, creștini care cândva erau plini de viață și acum nu mai sunt, diagnosticul cel mai bine se potrivește acesta. Indigestie spirituală. De ce? Pentru că există un consum foarte mare. Tirajul prin care noi ne alimentăm este foarte mare. Problema de acolo încolo intervine. Adică nu este asimilată în corp. Și cine face lucrul acesta? Boala în mod special și virusul HIV este unul din ei care distruge anticorpii, imunitatea. Vreau să vă traduc și ceea ce înseamnă imunitate. Să definim acești termeni pentru că vom lucra foarte mult cu ei. Imunitatea reprezintă globulele albe și roșii. Ele alcătuiesc imunitatea, anticorpii, lupta împotriva microbilor. Dacă eu mă tai acum la mână, toți acești anticorpi pătrund din tot corpul, merg imediat în zona respectivă, o anihilează și se luptă puternic tare cu microbii care vin din afară să-i dea în exterior, să protejeze corpul de toate infecțiile din exterior. Asta face imunitatea, asta fac anticorpii pe care dumneavoastră îi aveți. Când virusul HIV vine în viața unui om sau SIDA, el predă, imediat redă SIDA, distruge anticorpii. Știți ce se întâmplă? Omul, corpul uman este foarte vulnerabil. Orice virus care intră în el, de aceea oamenii aceștia trebuie cumva izolați, hrăniți într-un mod special, ca nu cumva vreun microb să intre în ei și în felul acesta poate să le aducă moartea. Virusul HIV distruge imunitatea spirituală. Uitându-mă în viața noastră, uitându-mă la oameni pe care i-am iubit în viața aceasta de credință, mi-am dat seama că mulți dintre ei suferă de acest HIV spiritual. Orice le spui nu mai are, orice păcat are acces în viața lui, orice vorbă are acces în viața lui, orice privire așa cu strabism are acces în viața lui, el se supără din orice, nu mai poate avea rezistență spirituală. Ne spunea fratele Pustan la cursurile pe care le-am avut la școala de predicare de la Cluj și zicea așa: ascultați-mă bine, dragilor, de fapt, primele găuri făcute de cartușe sunt mai grele. Următoarele nu mai dor așa tare, cât următoarele cartușe trec prin găurile făcute deja. Și atunci nu-ți mai pasă. Asta înseamnă să ai o imunitate sănătoasă. Când fiecare virus tușește cineva spre mine, fuată cu Batista la gură, nu mai rezist. Imunitatea suferă și din punct de vedere spiritual s-ar putea să aducă moartea. S-ar putea să aducă moartea. Și mă uit la frații care erau cândva la noi în biserică și care astăzi nu mai sunt. Tineri care erau în biserică și astăzi nu mai sunt. Din punct de vedere spiritual au murit. De ce? Pentru că nu au mai avut imunitate. Și aș vrea în continuare să vedem câteva lucruri, trei lucruri care afectează într-un mod crucial imunitatea noastră spirituală. Mi-am dat seama că aici avem problemă. La asimilare. Auzim, primim, ni se dă, ni se oferă, dar nu se asimilează dezvoltând în noi un caracter evlavios. Și aici avem probleme. Haideți să vedem cauza. Degeaba studiem noi efectul. De ce nu mai vine ăla la biserică? De ce se supără de orice? De ce nu-i mai convin anumite lucruri? Asta e deja efect. Studiind efectul, e ca și o frecție cu spirit la picior de lemn. Adică ajungi la concluzii incorrecte și cel puțin nesatisfăcătoare. Dar haideți să vedem care este cauza. Domnul Iisus Hristos, după ce a fost botezat, a trebuit să treacă printr-un test foarte puternic, și anume acel al încercării. Aici avem un pic probleme. După ce ne-am botezat, noi avem impresia că am urcat undeva pe un pedestal și acolo nu mai suntem atacați, acolo nu mai avem probleme și nu mai suntem ispitiți. Ei, dar realitatea din viața mea și din viața dumneavoastră o demonstrează că de fapt abia atunci începe războiul. Și abia atunci vin adevăratele provocări. De ce? Că diavolul simte că pierde teren și trimite artileria grea împotriva noastră, dar ce încurajator pentru tine în calitate de creștin și pentru mine, că și Dumnezeu ne dă o îndoită putere din Duhul lui, slăvit să fie numele lui în veci. Amin. Și vine aici cuvântul lui Dumnezeu, spune despre Domnul Iisus că a postit 40 de zile și 40 de nopți. O măsură foarte aspră, dar foarte benefică și foarte sănătoasă pentru războiul care urma să vină.
Și zice că după ce a postit 40 de zile și 40 de nopți, cum era firesc, a flămânzit, pentru că era normal. Și după ce a flămânzit, a venit acolo cineva care a postit împreună cu el. Ăsta n-are somn și n-are liniște niciodată și veți vedea că el are acces și în biserică. Și m-a cutremurat când la un moment dat o istorioară spunea că s-a dus undeva la o biserică, stătea acolo un demon și vine șeful lui și spune: nu ți-i rușine? El stătea și sfărâia acolo cu burta la soare. Nu ți-i rușine, stai aici așa comod, când noi avem treabă, trebuie să ducem biserica, să o ispitim și celelalte lucruri, să facem rău. La care el spune: scuză-mă, n-am nicio provocare în biserica asta. Nu este nimeni care să-mi pună problemă. Sunt aceleași lucruri pe care le fac de ani de zile, sunt aceleași cântări pe care le cântă, sunt aceleași nemulțumiri pe care le au. Scuzați-mă, astăzi e o zi comodă pentru mine, n-am ce să lupt aici. Păi să luptă ei între ei, uite-te la ei ce fac. Așa nu se suportă unul pe altul. Eu n-am prea multă treabă. Și m-a cutremurat lucrul acesta. Știți de ce? Pentru că aici, și doresc din toată inima Dumnezeu să mustre orice forță demonică și aici să se manifeste puterea și prezența Duhului Sfânt. Amin! Dar până să vină ea, suntem oameni și vom trece prin câteva filtre. Și vine Satana și îi spune așa: auzi, ți foame, așa-i? Păi poruncește pietrelor acestora să se facă pâine. Acum, dumneavoastră știți cum e, când după o zi de post, de fapt atunci se oferă și colegul de serviciu să-ți dea cafeaua, n-ați observat, atunci e cel mai darnic, când n-ai nevoie. Și câteodată mi-e și ciudă, mă, nu vine mâine, n-a venit ieri, n-a venit o săptămână întreagă, acum vine. În ziua aceea ai și multe probleme, multe ispite și apoi când ești în post numai de cozonac așa rumenit sau turte, cum ne-a făcut Andreea, așa făcute pe sobă rumenite, numai de asta să nu-ți vorbească cineva. Și ce auzi, știi de fapt, ascultați-mă bine, este a doua încercare pe care necuratul a făcut-o în univers și în istoria omenirii. În același fel a venit la Eva, în urmă cu 4.000 de ani, vorbind în termenii Domnului Iisus Hristos și în contextul de atunci. A venit la Eva cu această poftă culinară. Dar ascultați-mă, îmi place foarte mult medicamentul și replica pe care Iisus o dă. El vine și îl duce în terenul spiritual. Să nu-ți imaginezi că pentru mine contează atât de mult lucrul acesta. Dar haide să rămânem puțin la acest prim virus care atacă imunitatea spirituală. Virusul poftelor carnale. Și pe primul, cum este firesc și apare și în Biblie, apare virusul acesta al poftelor culinare. Știți ce zice la un moment dat Domnul Iisus? Vegheați și fiți treji și fiți foarte atenți ca nu cumva venirea lui Iisus Hristos să vă prindă în îmbuibare de mâncare și băutură. Este un păcat care poate să aducă distrugerea noastră ca oameni și poate să aducă și distrugerea credinței noastre și a personalității noastre. Cum adică, frate, dar păi nu suntem în biserică adventistă aici, o chemăm pe Helen White să ne dea secrete culinare. Nu sunt în biserică adventistă, dar vreau să vă spun că bazat pe cuvântul lui Dumnezeu este domeniul în care se exagerează foarte mult. Vă spuneam aseară că România este pe locul 4 la capitolul risipă alimentară. Și oameni care, eu am prieteni, vă spun, adică hai să nu-i numesc prieteni, cunoștințe, când te întâlnești cu ei, mâncare, domnule, mâncare. Deci în așa fel și modul în care ei arată și sănătatea lor suferă foarte mult din punctul acesta de vedere. Ce trebuie să facem noi? Să fim foarte atenți și la capitolul acesta al mâncării. Este unul din domeniile de educație spirituală pe care nu o primim în bisericile noastre. Copilul de mic trebuie să știe lucrul acesta, să mănânce cu măsură, să facă mișcare. E foarte important. Nu vă predic de sănătate, stați liniștiți. Apoi, este pofta aceasta culinară. Apoi, pofta senzațională. Pofta senzațională sau ispita sexuală. Dragilor, e un teren tabu, e un subiect pe care slujitorii evită să-l abordeze. Probabil că nu-i nici contextul să-l afundăm prea tare, dar în măsura în care textul ne permite și tema ne permite, o să intrăm în el. De ce? Gândiți-vă dumneavoastră acum într-un mod personal, eu să lucrez foarte mult cu dumneavoastră, la viața pe care o duceți de dimineața când vă treziți și până seara, într-o zi,
Apoi, într-o oră, într-o zi, apoi într-o săptămână, apoi într-o lună, apoi într-un an. Fiți sinceri, câte probleme vă creează această poftă sexuală, aceste probleme de această natură? Așa că sunt multe, foarte multe. Și atunci foarte mulți creștini capitulează. Păcatele firii sunt foarte periculoase, de la 0 până la 100 de ani. Să nu credeți că cineva scapă. Am auzit de foarte multe ori în biserici, să ne rugăm pentru tineri săraci, că ei sunt spitiți și vai de ei și ne plângeți de milă. Nu e așa. Ispita n-are vârstă. Are în funcție de context, în funcție de vârstă, are pentru fiecare diavol medicamentul pregătit și el vine cu ispita aceasta la fiecare. De aceea, dragilor, există una din roadele Duhului Sfânt. Vă spun sincer că am 27 de ani. N-am auzit niciodată în viața mea să se dea un îndemn la rugăciune din această roadă a Duhului Sfânt. Am auzit despre pace. De ce? Că nu ne înțelegem. Am auzit despre dragoste. De ce? Că nu avem iubire. Dar n-am auzit pe nimeni să spună așa, să deschidă Biblia și să spună acum ne rugăm Domnului pentru acest demon care ne chinuie mintea și imaginația și viața, să ne rugăm Domnului pentru înfrânarea poftelor. Ați auzit? Cum să te rogi așa, frate? Îndemnul la rugăciune se dă pentru putere, 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 putere. Dar dacă puterea vine într-un burduf vechi, se rupe burduful și atunci ce facem cu puterea? Se risipește. De fapt, nimic din ceea ce vine de la Dumnezeu nu se risipește. De ce am spus lucrul acesta? Am fost cândva și mi-aduc aminte că am trecut și pe la dumneavoastră atunci, în urmă cu ceva ani, la o conferință în Elveția, pentru pastori și predicatori. Nu știu ce am căutat eu acolo, nu-s nici de una, nici de alta, eu sunt titular pe poezie și suplinitor la predicare. Dar în sfârșit, printre altele, prin întâmplare, am fost acolo și un frate a avut o predică pe tema aceasta și anume, zicea el, curvia, calul troian. Ce înseamnă calul troian? Pe scurt, vă aduceți aminte de cetatea Troiei, a fost o cetate foarte puternică, n-au reușit nimeni să o cucerească. Și grecii au adunat o armată foarte puternică de 50.000 de oameni ca să distrugă Troia și n-au reușit. Au fost învinși în toate expansiunile pe care le-au avut. Dar îi vine în minte unuia dintre ei și a zis așa, hai să construim un cal foarte mare din bărci și acolo au băgat niște soldați. Și când au venit dimineața, troienii au spus, oh, cred că e un dar pe care grecii ni-l fac. Și l-au dus în cetatea lor. Noaptea, când se așteptau cel mai puțin, au ieșit soldații, au coborât din burta calului și zice că au început să dea foc cetății, au deschis porțile, au venit armatele și au făcut prăpăd. Ascultați-mă bine. Nimeni nu-și poate imagina cât de frumos îmbrăcat este păcatul acesta. Știți ce formă are? Poate să aibă forma unei plasme, poate să aibă forma unui laptop. Eu am laptop acasă, am internet acasă, pentru că depind pe undeva în serviciul meu de el. Dar ascultați-mă bine, poate să fie un cal troian. El foarte frumos îmbrăcat, dar în burta lui ascunde foarte multe lucruri. Mă adresez părinților în mod special. Verificați periodic copiii. Nu vă mulțumiți cu faptul că lasă, nu-i aud gura și stă, nu mă interesează la ce se uită, să te intereseze până la ultimul site la care se uită. Pentru că acest cal troian face ravagii și în tehnologică, acum Călin înțelege termenii în care îi vorbesc, există și pe internet acest virus care se numește calul troian, chiar așa, intră în calculator și face ravagii, îți distruge tot ce este acolo. Ascultați-mă bine, dați importanță maximă. Știți dumneavoastră, de la 4 ani copilul se deja începe să aibă imaginații de felul acesta păcătoase, pentru că păcatul este în ADN-ul nostru, în structura noastră genetică, care a fost pervertită odată cu căderea în păcat. Este un domeniu care distruge imunitatea spirituală. Haideți să ne gândim în seara aceasta, ăsta nu ține cont de vârstă, mi-aduc aminte de conferința aceea care a fost undeva în Arad, între frații slujitori, cu tema aceasta, exclusiv, premeditată, și atunci zice unul din frații care conducea slujba, să ne vorbească fratele, care are vreo 86 de ani cât avea el, și zice să ne vorbească, el a trecut de toate aceste lucruri, și se duce fratele în față și spune, vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul, și zicea fratele că am scăpat, o să vedeți voi când ajungeți la vârsta mea cum ați scăpat. Știți ce mi-am dat seama? Că ispita aceasta nu are vârstă.
Vorbiți cu oamenii în vârstă și vă vor spune ei care sunt toate aceste lucruri. Dar știți care e marea problemă? Noi păstrăm tabu aici. Nu cumva să evităm. Cum adică să vorbim cu copiii noștri, să le spunem lucrul acesta? Da, numai că nu faceți lucrul acesta. E alegerea dumneavoastră. Dar surprizele care vin, așa e că-s neplăcute. S-s neplăcute. De aceea, fiți corecți cu copiii dumneavoastră și vorbiți-le de toate aceste lucruri. Apoi să nu mai vorbim de acest păcat în domeniul virtual. Dom'le, da, într-adevăr, eu n-am nicio treabă, nu mă duc nicăieri, dar în lumea virtuală, în lumea internetului, păcatul acesta face mari ravagii. Și ne întrebăm, zice că în vremurile din urmă tinerii vor visa visuri, bătrânii vor avea vedenii. Scuzați-mă, în momentul în care mă uit, am întâlnit tineri care au coșmaruri noaptea, uitându-se la firme horror și la tot felul de firme păcătoase, lumești, drăcești. Vreau să vă întreb, cum să dea Domnul revelații spirituale când mintea, creierul este tot corupt de toate aceste lucruri? Nicio șansă. Nicio șansă, așa e că e periculos păcatul acesta? Acordați atenție mai multă. Și adică în sensul de a-l da la margine și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi, distruge imunitatea spirituală. Oameni care au început în Duhul și au sfârșit în firea pământească. De ce este mare păcatul acesta al curviei și tot este amintit, încă este mai prea puțin amintit la cât de grav este, știți de ce? Este singurul din cele 10 porunci, apare de două ori, să nu prea curvești și să nu poftești nevasta și casa și celelalte ale aproapelui. Dar încălcarea lui încalcă toate cele 10 porunci. N-ai cum să păcătuiești și să zici că iubești pe Dumnezeu, părinții nu vor face cinste niciodată și toate poruncile acestea, furi, minți apoi că trebuie acoperit și toate celelalte lucruri și distruge încet, încet imunitatea spirituală. Și ne întrebăm, Domnule, de nu se mai prinde cuvântul de mine, se vorbește și frații sunt cercetați lângă mine și eu nu mai sunt cercetat. Haideți să ne cercetăm și Domnul să ne elibereze astăzi. Care este soluția? Biblia. Și ce a zis Domnul Iisus? Tu vii la mine cu problemele acestea senzoriale, cu problemele acestea ale firii pământești. Eu vreau să spun ceva. Eu, ca fiu al lui Dumnezeu, n-am nevoie doar de asta. Eu am nevoie și de cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi. Este scris, omul nu se hrănește numai cu asta. Știți ce zice filozofia poporului în care dumneavoastră trăiți? Trăiește clipa și noi avem în România de la latin. Ei, e nevoie de oameni care să se ridice și să spună nu și copiii să știe lucrul acesta. Noi pe lângă mâncarea pe care o mâncăm, avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu dătător de viață ca să ne hrănim sufletul nostru din punct de vedere spiritual. Al doilea virus care distruge imunitatea spirituală este virusul poftei spirituale chiar. Și ăsta este foarte periculos, ascultați-mă. Vine diavolul și zice, hei, deci mergem la cuvânt. Ești tare în cuvânt, așa-i? Am auzit eu despre tine că ești tare. Hai să rămânem la cuvânt atunci. Hai în biserică. Nu te prinde pe teren la lucru. Nu te prinde acasă, nu te prinde în dormitor, nu te prinde pe dealuri, nu te prinde în pădure. Zice, ăsta îi place biserica. Hai în biserică, zice satana. Ascultați-mă bine, să fim foarte responsabili la atitudinea pe care o avem în biserică. Și zice așa, l-a urcat pe streașina templului și auziți cu ce vine, cu versete biblice. Este scris, zice, aruncă-te jos, sare așa ca Batman și el va porunci îngerilor săi și te vor lua pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Vă întreb, a greșit cu ceva diavolul când a citat aici? Cu punct și virgulă a venit din Vechiul Testament, că el știe foarte bine Biblia, mai bine decât noi toți. Și a zis așa, uite aici, versete biblice. Și la păcat oamenii găsesc versete biblice, luate din context, pretexte și-și argumentează păcatul. Și vine aici și spune Domnul Iisus așa, să nu crezi că m-ai intimidat. Să nu crezi că m-ai intimidat. Și vine tot cu ceea ce este scris. Prin ce se manifestă această mândrie spirituală? Ascultați-mă, să ne ferească Dumnezeu de acest cancer spiritual care se numește evaluarea în funcție de cel care e lângă mine. Eu mă rog mai tare decât el. Eu m-am rugat nu știu câte minute, știu eu, prin Duhul. El se roagă, doi oameni se urcau la templu. Atitudini perfecte, să se roage la locul perfect, la templu. Toate lucrurile erau perfecte, să se închine înaintea lui Dumnezeu, dar atitudinea face diferența. Unul s-a prezentat așa ca un versant spiritual, stătea drept, cu spatele țapăn și a început să zică, eu nu sunt ca vame și ăsta, eu dau zeciuială din pătrunjel, din mărar, din morcov, din păstârnac. Și foarte mulți oameni pierd în biserică
din punctul acesta de vedere. Ai văzut ce predic am băgat eu? Ce există? Da, lasă-mă, domnule, cu ăștia, frații din comitet sau ceilalți. Ferească-vă Dumnezeu în privința aceasta să ne evaluăm în funcție cu ceilalți. Știți cu cine să vă evaluați? Vă spun cu cine mă evaluez eu. Cu Biblia, cu Hristos. Și știți ce sentiment am de umilință? Și știți ce sentiment avem? Ar trebui să avem al vameșului. Doamne, ai milă de noi. Amin. Și așa e că și dumneavoastră, la fel ca și mine, și la fel ca fratele nostru mai bătrân Isaia, regretatul Isaia, care până s-a întâlnit cu Dumnezeu a zis: vai de poporul acesta, vai de cei care își zidesc case, vai de ăia, vai de ăla. Și dintr-o dată, într-o zi, în templu, la o oră de rugăciune, când frații au început să cânte puternic în biserică, se coboară Duhul lui Dumnezeu în fața lui și arată cum cântă îngerii și arată slava cerului. Și ce zice Isaia atunci? Vai de mine. Până în momentul în care mă evaluez cu ce... Eu sunt mai bun, domnule, dar păi eu fac... Nu, în momentul în care mă evaluez cu Dumnezeu, zic: o, nenorocitul de mine, ai milă de mine, Doamne, aș dori ca Domnul să ne binecuvinteze în privința aceasta. Dragilor, ispita aceasta spirituală e foarte periculoasă. Știți, despre Sfântul Apostol Pavel se spune și îmi place atât de mult traiectoria pe care omul acesta o urmărește. Ascultați-mă, știți cum se prezintă prima dată? Epistolele pauline nu sunt scrise în ordine cronologică, sunt scrise așa în funcție de temă, cum au ales cei care au alcătuit canonul Noului Testament. Când se prezintă prima dată, zice: Pavel, apostol al lui Iisus Hristos. În prima epistolă. Știți cum se prezintă după aceea? Pavel, rob și apostol. După aceea, zice Pavel, de fapt eu nu sunt vrednic să fiu numit apostol. Ascultați-mă, pe măsură ce omul se apropie de Dumnezeu, el nu se vede elefant, elefant te vezi când ești departe de Dumnezeu, când te apropii de el te vezi mic, 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 mic. Cât o furnică spirituală. Și la un moment dat, după ce s-a văcut așa mic, Dumnezeu îi face parte de o revelație spirituală. Și e răpit în al treilea cer. Știți, când coboară de acolo, vine așa cu Antonio Banderas, mirosea lângă el, a neprihănire din aia de te orbește. Și să spună: voi stați de vorbă cu mine, eu vin din cerul al treilea cer. Voi știți ce e aia, vedenie spirituală? Nu. Știți cum se prezintă? Zice: în cele din urmă, ca unei stârpituri mi s-a arătat și mie. Așa zice Pavel când vine din cer. Vreau să te întreb, probabil că zici: eu am 30 de ani de când m-am pocăit, eu am 25 de ani de când predic. E atitudinea asta cu pieptul umflat și cu vine asta, puștanul ăsta de 27 de ani și mă înveță pe mine. Știți care este avantajul meu? Într-un fel, eu știu că sunt tânăr, eu știu că din punct de vedere psihologic așteptările bisericii sunt mici de la mine, pentru că sunt tânăr, și cred că de aceea Dumnezeu mă binecuvintează. Aș dori să rămân totdeauna la 20 ceva de ani. Doamne, ajută-mă la lucrul acesta. Dragilor, pe măsură ce-L cunoști mai mult pe Dumnezeu, te umilești, te smerești, pentru că îți dai seama că puterea Lui este mare și n-ai nicio șansă să-ți evaluezi puterea ta cu a Lui. Ceea ce sunt prin harul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu dă, mai este câte un frate care vine la urmă și zice: frate, Domnul a vorbit, Domnul ți-a dat cuvânt. Și un neprihănit de genul ăsta zice că i-a zis la o soră, a venit la urmă și zice: Domnul mi-a vorbit prin tine și ți-a dat cuvânt. Auzi ce îi zice, scuzați-mă nemernicul, zice că înapoi a mea, satană. Cum se zice așa ceva unei persoane care a fost cercetată de Duhul lui Dumnezeu? Eu știți ce obicei am? Zic așa: dacă Dumnezeu dă, este. Dacă Dumnezeu nu dă, nu este. Și în felul acesta, nu jigniți pe oamenii care vă încurajează. Doamne, ridică oameni care să ne încurajeze. Amin. Ascultați-mă, în ispita aceasta spirituală, știți ce metodă a folosit satana? Vine cu evanghelie și cu predici piperate și combinate, cu mesaje combinate. Unul din acestea sunt martorii lui Jehova. Au venit și la mine, stăteam în Arad, au intrat în casă o doamnă cu o domnișoară care era ucenic și a început să vorbească. Eu, scuzați-mă, trebuie să fiu în calitate de responsabil de sufletele unor oameni pe care îi slujesc, trebuie să fiu apologet al credinței. Eu trebuie să știu, un apărător al credinței. Și bineînțeles, când a venit, i-am spus din prima: este Hristos, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat,
coetern și consubstanțial cu Tatăl. Nu vă combin pe dumneavoastră ca să nu mă vorbesc pe altă limbă. Păi stați să explicăm. Bun, doi, există pedeapsă veșnică, adică păcătosul va merge în iad. Păi stați să discutăm puțin și să vedem câteva lucruri. Și în al treilea rând, hai să facem o rugăciune pe genunchi. Și a zis, nu, nu putem să facem asta, vă dăm un număr de la păstorul nostru, ce e acolo. Și atunci au ieșit frumos din casă și a făcut doamna mentor așa din picioare, a făcut și ucenica și într-un elegant le-am spus, ascultați-mă, scuturați-vă bine praful de pe picioare, că altul de la mine din casă pe picioarele voastre nu se mai pune. Țineți-vă departe de aceste erezii spirituale. Vin mormoni. Am stat de vorbă cu doi puștani de vreo 20 ceva de ani așa, de-a lui mormon, și încercau să mă convingă. Și când le-am făcut un duș rece, așa, dar scurt, de 2 minute, vreți să vă dăm un număr, nu putem să discutăm cu dumneavoastră, să fiți fermi în cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus a venit și a spus așa: nu mă intimidezi tu dacă vii și scoți câteva texte din Biblie și să-mi spui că aia e religia adevărată și voi sunteți 144 de mii și noi ăștia care suntem pe la 200 de mii încolo la iad cu noi. Nu! Dar când ești sigur din cuvântul lui Dumnezeu, ai putere. Mi-am dat seama de un lucru, dragilor. Știți ce face diferența între predicator și predicator? Lipsa de cunoștință. Ai putere când deții adevărul lui Dumnezeu, când Dumnezeu, și cum ai putea să-l deții dacă Dumnezeu nu ți-l revelează? Știți unde întâmpin dificultăți? În subiectele pe care nu le dețin. Dar când deții bine un subiect, când stai cu acest cuvânt al lui Dumnezeu în mână și Dumnezeu îți descoperă din el, ai și putere și în cuvânt și în confruntare directă. Știți ce doresc? Doamne, sădește noi dorință după cuvântul tău cel sfânt. Zicea Spurgeon așa, dragilor, le zicea studenților, biblicizați-vă sângele. Zice, în așa fel încât dacă te duci și tai lemne cu toporul și te agăți puțin, și eu am aici o tăietură acum de 3 săptămâni, cu toporul tăind lemne, zice, după ce te tai, în loc de sânge să curgă versete biblice. El face o metaforă exagerată, o hiperbolă de fapt, o asemănare din asta exagerată, dar transmite un adevăr foarte mare. Dragilor, biblicizați-vă sângele. Vreau să vă spun un lucru care mă doare. Eu acum am 300 și vreo 20 de copii pe care îi slujesc în fiecare săptămână, în calitate, prin profesia pe care o am. Și auziți aici, mă duc într-o zi la biserică și le zic, la școală, și le zic, vreau să, le-am dat lucrare de control, îmi scrieți toți apostolii Domnului Iisus. Asta e lucrare de clasa 7-a? În sfârșit. Și le-am dat să scrie apostolii Domnului Iisus. Sfârșitul lumii a fost acolo. Nu au știut. N-a fost nici măcar unul care să-mi scrie pe toți. Asta la începuturi. Că dacă acum, după 5 ani de zile de când le predau, nu știu, atunci mi-ar fi rușine mie. Și nu au știut. Dar eu nu le-am spus nimic. Am luat lucrările, le-am dus acasă. Nici corectarea nu le-am dus-o. După aceea m-am dus la ei și încet, încet am spus, hai să discutăm puțin, am auzit că e meci cu Steaua de seară. Da, zice, în flancul întâi Torje și cu Bănel Nicoliță. În flancul de la mijlocaș, însă ăia la altă, nu știu cine. Toată echipa, cum era așezată de antrenor, de pițurcă sau de ăsta, de Reghecamp, toți știau, domnule, de Mourinho și toți ceilalți transferuri. Și știți ce le-am spus atunci? Un simpatic și elegant să vă fie rușine, dragilor. Știți toți jucătorii de la Steaua, știți toți jucătorii de la Real Madrid și nu știți numele celor 12 apostoli. Le-am spus lor, nu dumneavoastră, ferească Dumnezeu, să vă fie rușine, copii. Vedeți de ce ne atacă Satana și de ce imunitatea noastră spirituală e amenințată? Pentru că suferim din punctul acesta de vedere. Vin învățătorii mincinoși. Spune că vor veni și vor da buzna în vremurile din urmă în bisericile noastre. Mă întreb și mă cutremur. Mă întreb și mă cutremur. E pregătită biserica pentru ei? Cu ce? Cu Biblia. Oare avem noi argumente biblice la ceea ce credem? Dacă ar fi să facem un test acum, și având în vedere că, știu eu, e și un dezavantaj pe undeva că ne ascultă și cei care vor vedea pe internet, dacă ar fi să facem un test, ești botezat și zici, da, bun, îți cer să-mi dai 4 referințe la botez din Evangheliile Sinoptice, Matei, Marcu, Luca și Ioan. 4 referințe, dar acum să le știi versetele pe de rost. Și să mai dai încă 4 referințe din epistolele pauline. Că-i botez, domnule, e botezul la maturitate. Bun, suntem biserică penticostală. Și să mergem mai departe și să spunem, mai dăm încă 4 trimiteri din Biblie la tema nașterea din nou.
Da, versete pe care să le știi pe de rost. Faceți un test în inima și în mintea dumneavoastră și veți vedea cât de puternici sau vulnerabili suntem când vine Satana ca să ne ducă în eroare. Doamne, întărește imunitatea bisericii. Știți de ce are nevoie biserica? Și zic în primul rând, biserica din Salzburg are nevoie de un filtru teologic puternic. Ascultați-mă, biserica din Asia Mică a avut și zice, mă bucur, zice Dumnezeu, că ai acolo niște oameni pe care i-ai pus la încercare, care zic că sunt apostoli și nu sunt, și ai pus la încercare și ai găsit cămin. Cum i-ai pus la încercare? Dar cum i-ai testat? Ce criterii a avut? Dragilor, biserica astăzi are nevoie de criterii sănătoase. Nu ieșite din basme și de cum era la mine la Dofteaga în urmă cu 12 ani de zile. Anumite tâmpenii spirituale pe care a trebuit să le suport că n-am avut alternativă până când Dumnezeu mi-a descoperit adevărul. Ei, nu prejudecăți cum m-a învățat pe mine bunicii dat-i îmbătrânești. Nu! Principii sfinte care să iasă din cuvântul lui Dumnezeu. Are biserica astăzi aceste criterii după care să evalueze o predică dacă este biblică, dacă l-are pe Hristos în centru sau nu? Ridică, Doamne, astfel de oameni. Amin? Și ziceți din toată inima, amin, că e vorba de veșnicia dumneavoastră. Și al treilea virus și închei. Vreau să, aseară m-am cam lungit, 59 de minute, e foarte mult pentru un băiat de 27 de ani, e foarte mult. Domnul să mă ierte. Al treilea lucru și închei, zice Satana, mă, nu-mi iese. Ăsta e tare și în biserică, parcă s-a născut în biserică. Ascultați-mă, fete, Andreea și voi, cele care ați cântat, și voi, băieți, din spate. Voi aveți un har foarte mare că sunteți în biserică, la fel ca mine. Eu m-am născut, nu m-am născut în biserică, m-am născut în maternitate, dar am crescut în biserică. Ar fi grav dacă m-am născut așa, am crescut în biserică. Avem un har extraordinar, pentru că învățăm din cuvântul lui Dumnezeu și va veni vremea când va trebui să scoatem, zice, omul lui Dumnezeu scoate din visteria lui lucruri vechi și lucruri noi. Și te gândești, mă, dar de unde le știu eu toate astea? Tot ceea ce se vorbește aici, eu vă tratez cu mare interes. De fapt, eu în timpul liber predic părinților voștri, dar eu toată ziua de dimineața până seara, cei mai buni prieteni mei sunt de vârsta voastră, de la clasa 0 până la clasa a 12-a, până la liceu. Cei mai buni prieteni ai mei. Și ne înțelegem de minune. Mi-ar plăcea odată când mai vin, dacă Domnul ne mai ține cu zile, să am o întâlnire numai cu voi și să vedeți ce știm noi, să ne facem studiu biblic așa la nivelul nostru. Dar până frații ne vor lăsa și pe noi să facem treaba asta, voi să fiți atenți, că acum e rândul dumnealor. Și anume, zice Satana, nu fac nimic în biserică. Nu, văd că ăsta e puternic, ăsta m-a scos și zice, nu mai rămân în Biblie, hai să merg în alt domeniu. Și zice Satana așa, l-a dus pe un munte foarte înalt, fiți foarte atenți aici. Și arăta bogățiile lumii. Îmi imaginez cetatea din Salzburg, Căline, unde ne-ai dus cu Manu Negrea când a filmat videoclipul. Și îi arăta în jos așa bogățiile lumii, strălucirea Ierusalimului. Și la care zice, uite, vezi tot toate acestea, ți le dau ție dacă vii și te închin mine. Ascultați-mă ce metode psihologice folosește Satana, mincinoase. Știți ce ar fi putut să răspundă Domnul Iisus și curma filmul imediat? Ar fi putut să spun așa, ce mincinos ești, mă, nu ți-i rușine? Păi, dar eu am contribuit la creație. Eu sunt creatorul pământului, al meu este. Ce zice Biblia? Al Domnului e pământul cu tot ce este pe el. Vreau să mă adresez tinerilor și copiilor și dumneavoastră celor în vârstă. Niciodată Satana nu vă dă ceva în plus. El știe, zice, auzi, îmi dă tot felul de vopsele să zic că sunt fată și zice, du-te cu asta că o să fii cea mai frumoasă, îmi pare rău. Du-te în treaba ta de aici că eu sunt frumoasă, că am chipul lui Dumnezeu în mine. Vine și spune, auzi, probează, știu eu, Coca-Cola și dumneavoastră știți la ce. Și o să fii cel mai fericit din pe pământ. Scuzați-mă, în mine locuiește Hristos, sunt cel mai fericit om de pe pământ. El vine și ne minte și ne dă ceea ce deja avem noi. Să nu-i dați crezare, copilași. Ascultați-mă, sunteți cei mai frumoși, cei mai bogați oameni de pe pământ, că sunteți copiii lui Iisus. Domnul să vă binecuvinteze și dumneavoastră de asemenea. Și dumneavoastră de asemenea. Și apoi, știți cum o numește Biblia? Înșelăciunea bogățiilor. De fapt, nici nu există bogăție pe pământ, doar înșelăciunea bogățiilor. Zice Domnul Iisus așa, vegheați ca să nu fie între voi, zice despre sămânța care a căzut între spini, că înșelătoria și înșelăciunea bogățiilor a sufocat-o la rădăcină și s-a gălbejit. Și foarte mulți creștini sunt gălbejiți spiritual. Sufocați de această poftă nebună de a avea,
de a avea cât mai mult. Și aici vreau să mă pronunț vehement împotriva Evangheliei prosperității, că de fapt acolo vreau să ajung. Care spun, creștinul trebuie să fie cel mai bogat, creștinul trebuie să fie cel mai sănătos, cel mai puternic, cel mai influent, creștinul trebuie să fie cel mai bun politician. Ce legătură are una cu alta? Și atunci vine și spune, domnule, nu, trebuie să-ți meargă foarte bine. Ascultați-mă, Biblia nu vorbește. Este învățătura lui Anticrist. Țineți-o departe, ține-te-o departe de dumneavoastră și Domnul să vă binecuvinteze pentru toate acestea. Și ce zice Domnul Iisus după toate acestea? Să uită la El. El care era patronul și împăratul universului, care are tot universul la picioare, se uită și spune, vine El și îmi spune mie că îmi dă bogățiile pământului. Ascultă-mă, tu care ești născut din nou, vine satana și zice, auzi, îți dau cea mai frumoasă casă. De casă ai tu nevoie care va arde într-o zi? Dar tu ai veșnicia, omule, ascultă-mă. Vă spuneam și cu altă împrejurare și e ridicule, penibil pe drept, oameni care cheltuie 20 de milioane cu avocații să câștige jumătate de pământ care costă 10 milioane. Dar ea mea, zice, mă duc până în pânzele apei, până la papa de la Roma, zice, ca să o câștig, că e a mea. E a ta? Ține-o pentru tine. Al meu e cerul, slăvit să fie Domnul. Dacă între dumneavoastră sunt oameni orbiți de această poftă a averii părinților, eu vă dau un exemplu practic. Noi suntem 13 frați acasă. Dacă ar fi să împărțim casa în 13, am luat eventual o grindă din aia putredă și ne ducem și mă încălzesc 2 zile cu ea. Renunțați la dreptul dumneavoastră, lăsați-i pe cei mici săraci, ca să îl avem pe Timotei, cel mai mic frate, al meu are 12 ani. Și ce bine ar fi să-i rămână lui, ar încăpea și Sebastian, că e destul de mare casa. Dar noi ăștia bătrâni, noi trebuie, ne facem dacă avem nevoie. Învățați să renunțați. Sunt oameni care au mers, frați, care au mâncat din aceeași farfurie și acum sunt în tribunal. Unul are un avocat, unul are un alt avocat. Și să nu vă mai spun că sunt și pocăiți. Ei, și ce zice Biblia, e pe drept penibil și rușinos. Voi care sunteți sub legea Harului Hristos, să fiți judecați de cei fără de lege. De legile corupte ale lumii, de un avocat care și-a luat diploma cumpărând-o cu 2000 de euro. Te duci tu să-ți facă ție dreptate. Dacă Dumnezeu nu-ți face dreptate, nimeni nu-ți face dreptate. Și ajungem la ultimul lucru, zice Domnul Iisus, pleacă satan. Ați observat cum îi zice? La imperativ. Știți că uneori și noi ne credem niște cristoși așa, noi suntem în calitate de creștini niște cristoși mici, dar uneori ne dăm așa un volum un pic mai mare, vreo un atmosferă și jumătate. E suficient cât să ne ratăm ținta. Și zicem, a, înapoi a mea satană, mustrate-ar Iisus. La noi când eram micuți foarte des, tinerii la biserică, surorile foloseau, mustrate-ar Iisus, pleacă satană. Nu vă jucați cu cuvintele. Auziți când a zis Domnul Iisus? A biruit pofta firii pământești. Știți cum? Un american a tradus-o în felul acesta. Cei trei viruși, de fapt, încep toți cu G. În primul rând, girl sau păcatul acesta al curviei virtuale sau în trup, apoi glory, faimă, și apoi ultimul și cel mai important, golden, bogăție, da? Deci cei trei G care distrug foarte mulți eroi au picat în istorie din cauza acestor viruși. Le-a distrus imunitatea și a rămas ravagii în urmă. Când a zis Iisus toate astea? A venit satana să-l biruiască trupește și Domnul Iisus Hristos prin cuvântul lui Dumnezeu l-a biruit pe satana. Deci a câștigat un război. A venit a doua oară să-l câștige în biserică și atunci Domnul Iisus Hristos prin cuvântul lui Dumnezeu l-a biruit și a doua oară. 2-1 pentru Iisus. A venit a treia oară satana și a spus, hai că poate am vreo șansă, știu eu, la baraj, cumva să câștig scorul acesta și vine în domeniul acesta al bogăției și zice el lui Dumnezeu că-i dă toate bogățiile pământului și îl biruie și a treia oară Domnul Iisus, 3-0 pentru Iisus și a rămas scorul acesta în istorie, el care a zdrobit capul șarpelui în urmă cu 2000 de ani. Iisus Hristos este numele lui, slăvit să fie în vecii vecilor. Dragilor, știți cum ne spune Biblia? Că noi suntem biruitori prin acela care a mers înaintea noastră și a zdrobit capul șarpelui în urmă cu 2000 de ani la Golgota. Când trebuie să zicem înapoi a mea satană? Știți, era o doamnă, de fapt ați îmbrăca și aș cumpăra haine noi, e specific feminin, nu le mai condamnați. Încercați cumva să strângeți robinetul, să diminuați dorința asta, dar ca să îi spui unei femei să nu-și mai ia haină când vine primăvara, ceva nou, măcar o pereche de pantofi. Merg cu soția pe la Leonardo, zice, uite, îți 19 lei, iubire, zice, hai
da, știți, și atunci știind că e femeie, aia e bucuria ei, o nenorocești dacă nu o lași, să-și ia ceva acolo nou, o clămiță, o miduță, ceva. Și zice că o doamnă, dar ea era atinsă rău de virusul acesta al modei și s-a auzit ea la biserică faptul că e recomandat să zice înapoi a mea satană și stă în fața oglinzii cu o rochie frumoasă, pe ea frumoasă, frumoasă. Și se uită și zice că ar fi auzit pe satană, vai, dar ce frumoasă e și ce bine îți stă. Și ea și-a adus aminte de la biserică, o, zice, înapoi a mea satană. Și după câteva secunde aude, o, Doamne, zice, dar și pe dinapoi îți stă super! Credem că am rezolvat problema, îl trimitem înapoi, ascultați-mă bine, știți când trebuie să deschidem gura, când avem putere spirituală, nu oricine are autoritate asupra duhurilor, nu se poate trezi oricine așa din senin să poruncească și să spune mâinile peste oricine. Toate acestea se fac de oameni responsabili, de oameni înzestrați cu putere de la Dumnezeu. Așa e că există posibilitatea și noi să folosim un strate Iisus, înapoi a mea satană, să nu mai folosiți, pentru că dacă nu ai putere, dacă nu l-ai biruit la cele trei pofte, s-ar putea să te biruie el pe tine și să primești, să pățești ca fiii lui Sceva, care au plecat ca eu în creangă de la spălat după ce mama s-a luat hainele și a plecat acasă. S-ar putea să pleci în pielea goală, așa au plecat fiii lui Sceva. Dacă nu ai autoritate de la Dumnezeu și zice că după toate acestea au venit niște îngeri să-i slujească. Știți care e marea noastră dramă? Noi de ani de zile așteptăm îngerii să ne slujească și să ne mângâie. Să vină îngerii din cer, să vină frații să ne predice din România, să vină, eu mi-am dat seama că aveți niște slujitori puternici aici, să vă dea Dumnezeu putere să-i prețuiți. Aproape că nu mai este nevoie să mă chemați pe mine, deși m-am simțit ca un prinț între dumneavoastră, vă îndemn, nu știu, vă recomand, aproape că nu mai e nevoie să ne chemați, ci aveți slujitori puternici. Știți care e marea problemă? Suferă imunitatea noastră, pancreasul nostru spiritual, avem probleme la asimilare, avem probleme la digestia spirituală. Nu se prinde nimic de noi, parcă. Și așteptăm îngerii să vină să ne mângâiască. Lasă că vine fratele Petrică Găină, slăvi să fie Domnul, că Domnul călăuzește pe fratele Petrică, lasă că vin alții, să vină îngerii să ne mângâie. Ține minte un lucru, trebuie pofta firii pământești să o biruiești tu! Amin! Trebuie pofta aceasta a faimei spirituale să o biruiești tu! Și trebuie pofta aceasta a bogățiilor să o biruiești tu! Și atunci vor veni îngerii. Vă dau un exemplu și închei. Trebuia să iau o decizie foarte importantă în viața mea. Și m-am întâlnit cu persoana respectivă. Te-ai gândit? Care-i problema? Și a trecut o lună, a trecut două, iar m-am întâlnit. Te-ai gândit? Dă un răspuns. Da, încă mă rog înainte Domnului. Și m-am rugat și după 6 luni de zile am zis, am primit un răspuns. Nu. Și ce-a zis? Ești nebun. Niciun om normal nu ar refuza o astfel de ofertă. Și după ce am refuzat-o, ascultați-mă, mă duc într-o bisericuță mică din Arad și acolo vine o soră la mine la urmă și spune așa, am avut o lucrare pentru tine. Bine ai făcut că n-ai acceptat oferta care ți s-a făcut. Habar n-avea, numai eu și Domnul știam. Și probabil și satana care a auzit. Zice, bine ai făcut că n-ai acceptat-o. Pentru că era spre nenorocirea ta. Vă spun sincer că m-am supărat la maxim. Am spus, cum adică, Domnule? Domne, dar de ce n-ai venit în prima zi să-mi zici? De ce ai venit în prima zi să-mi spui, nu-i bine? Și atunci mă lași pe mine 6 luni de zile, să iau zile de post, să citesc. Nu era vorba despre căsnicie, stați liniștiți. Nu era, am nimerit-o foarte bine, Dumnezeu mi-a pregătit din veșnicie acest domeniu. Era vorba despre altceva. Și atunci am zis, uite cum m-a lăsat, știți ce zice Biblia? Că Dumnezeu a hotărât să-l încerce pe Ezechia. Știți de ce? Ca să vadă tot ce era în inima lui. Gândește-te, nu ai un răspuns de la Dumnezeu. Nu ai, Domnule, dar spune, Doamne, un cuvânt în dreptul meu. E momentul în care ești pus la încercare ca Dumnezeu să vadă ce gânduri ascunse sunt în inima ta. Dar de ce se amână lucrurile? Dar de ce nu se rezolvă? Pentru că trebuie să ne pocăim. Și zic ca Domnul să ne ajute în privința aceasta să ne pocăim, dragilor. Cum se manifestă HIV-ul spiritual? Distruge imunitatea spirituală și toate predicele se izbesc ca nu ca în perete. O să vină frați din Oxford, pot să vină frați de oriunde, nimic nu se mai prinde de noi dacă nu ne pocăim și dacă nu zicem, Doamne, vindecă-ne Tu spiritual, ajută-ne, Doamne, și în momentul în care ești vindecat spiritual, un copil vine și spune, tati, te iubesc și zici, extraordinar, mi-a vorbit Dumnezeu prin copilul meu. Orice lucru se prinde de tine dacă imunitatea ta este sănătoasă, dacă sistemul imunitatea
imunitar este sănătos, dar dacă e bolnav, poți să mănânci tone de mâncare, că tot slăbănoghești, ca și mine așa. Eu mănânc, adevărul că mănânc și puțin, dar unii spiritual tot așa sunt. Mâncăm și ne hrănim astăzi, ne-am îmbolnăvit parcă de virusul acesta al consumerismului și băgăm predici după predici după noi, dar noi tot din ce în ce mai nepocăiți parcă suntem. Nu e cazul dumneavoastră, mă refer la general. Doamne, ajută-ne să ne pocăim cu adevărat. Sunt trei viruși care distrug imunitatea. Gândiți-vă la ei. Dumnezeu să vă dea putere. Dumnezeu să vă întărească și să vă binecuvinteze în vecii vecilor. Amin.